Noi puteam să plecăm și să ne întoarcem, fără probleme, pentru că legea s-a schimbat de săptămâna trecută. Dar este, în opinia mea, extrem de riscant să mergi în Turcia, când Turcia rata de infectare crește de la zi la zi, sau în Spania, unde sunt 300.000 de cazuri noi. Că problema nu e neapărat că nu faci test când vii în țară. Problema e că s-ar putea să se infecteze jucătorii împotriva cărora joci dacă tu ești pozitiv și ești vaccinat și nu te testezi. E o mare problemă. Deci revin și spun, dacă cineva respectă competiția asta, trebuie să decidă ca măcar o dată la două săptămâni, dacă nu o dată pe săptămână, pentru că și noi suntem în plină pandemie și la noi cresc cazurile, au fost 8.000, cresc 2.000 pe zi în plus sunt. Să se testeze jucătorii, toți și cei vaccinați. Am foarte mulți prieteni vaccinați care sunt acum în carantină pentru că au COVID. Deci nu înțeleg de ce cineva vrea neapărat să-și bată joc de fotbaliștii ăștia. Pentru că e bătaie de joc. Și am spus-o de mai multe ori. Și noi avem jucători vaccinați, dar îi testăm. Pentru că jucătorii vaccinați îi pot infecta pe ceilalți, că noi nu știm că s-ar putea să fie asimptomatici. E corect. Și nu mai e problema, nu mai e problema neapărat că nu sunt simptome, ați văzut, e carantina, s-a făcut 7 zile, e ok. Omicron nu e mai puțin... Da, nu știi până la... De ce să infectezi oameni cu bolnăvări? Eu am vrut să zic, este foarte, se răspundește foarte ușor, este mai puțin invaziv, dar se răspundește mai câteva sute de euro o să plătească Gigi pentru toată lumea, dacă asta e problema, că e problema de bani. Sunt câteva sute de euro un test pe care poți să-l faci o dată pe săptămână ca nu cumva să se întâmple să... Am auzit că au fost echipe care știau că au jucători pozitivi, îi testaseră, fiind vaccinați, nu i-au declarat și au jucat. Sper să nu fie adevărat, dar se cam adeveresc zvolurile la noi. E cumplit. Deci de echipă. În Liga 1? Da. Din Liga 1, care știa că... Da, care avea jucătorii pozitivi. N-aveau simptome și au zis, băi, hai să jucăm că e vaccinat. Da. Deci voi ați fi putut să vă duceți până la urmă? Bine, după ce s-a schimbat legea. Dar era complicat să mai programați. Dar noi nu voiam meciuri. Noi vrem un meci. Noi jucăm un meci cu Mioveni, atât. Nu ne trebuie, nu vrem meciuri. A plecat Budescu, n-a venit nimeni, nu ne trebuie neapărat să luăm meciuri să vadă Toni cum răspund jucătorii noi. Nici măcar, chiar nu avem problema asta. Deocamdată ne antrenăm în condiții foarte bune. Puțin mai fric, dar o să și jucăm în fric. Nu, efectiv, de aia n-am. Puteam să deci v-am spus, mergeam în Spania, aveam totul rezolvat, în Catalunia era totul perfect. Doar că mi-e frică. Mi-e frică pentru că pe mine cade după aia. Aduc jucătorii de acolo și în Spania 300.000 de cazuri. E foarte simplu în aeroport să te infectezi. Pentru foarte multă lume. Eu observ un lucru. E clar că nimeni n-a fost pregătit pentru ce se întâmplă, pentru nebunia asta. Dovadă că și legile se bat cap în cap unele. Da. Dovadă ceea ce s-a întâmplat inclusiv cu Djokovic, pentru că ceea ce s-a întâmplat cu Djokovic este dovada supremă și de lipsă de organizare de haos. Pentru că nu are cum. Și lumea nu are înțelegere, pentru că asta e iarăși o problemă. Lumea nu are înțelegere. Dom'le, nu s-a întâmplat așa ceva. Nu e ușor să faci legi, legi care să fie bune și să fie uniforme. E foarte complicat. Da, că îți vine o idee logică, pune în practică. Da, asta e o chestie logică. Vină cu contraargumente. Dar ce contraargumente ar putea să existe la așa ceva? Nu există contraargumente. Am spus mereu, un vaccinat netestat poate să fie mai periculos decât un nevaccinat testat. Negativ, bineînțeles. Mai ales acum, când toată lumea se infectează, că asta este. Chiar dacă stau doar în casă oamenii infectați, că n-au mari simptome, dar totuși. Da, am văzut 11 Rapidului. Câte... Da, nu prea arăta în față, în față e greu să joci. Marzucchi e numărul 9, dar e greu să joci cu Rare și Ilie și cu Moise. Moise e mai degrabă un mijlocaș central decât un atacant. Și Rare și Ilie l-au chinuit în stânga. Da, e numărul 10, e al doilea atacant. E o echipă totuși semi-experimentală, să spun așa. De acord, adică, poate că și Bihai Iosif vrea să dea minute și să... Una e meciul și alta e în accepția unora și alta e pregătirea. Cât îmi imaginez că de asta mergi zilnic la antrenamente, cât au pierdut jucătorii, la ce nivel ar trebui să ne așteptăm să fie echipele în momentul de față? Pentru că nu-mi imaginez că în alea 2-3 săptămâni s-a pierdut foarte mult.
Nu? Nu s-a pierdut. Adică... Păi nu au fost 3 săptămâni, asta apropo, fost 2 săptămâni. Asta apropo și de relevanța, relevanța rezultatelor. Pentru că de multe ori se spune, dumne, nu contează rezultatele în meciurile amicale și eu sunt de acord că nu contează rezultatele. Da. Dar nu este o pauză obișnuită. Asta nu e pauza aia de, nu știu, 2 luni în care 3 săptămâni jucătorii, nu știu ce, după care îi încarci... Antrenorii și preparatorii fizici trebuie să schimbe din mers. Au avut o gândire înainte, acum trebuie să aibă alta. Al nostru, Thomas Neubert, a discutat cu preparatorii în germani pe care îi cunoaște să vadă în țări unde nu este pauză de iarnă cum se lucrează. E normal, omul e chiar foarte meticulos. Ce se întâmplă? Când perioada e atât de scurtă, tu trebuie să încerci să încarci. Că nu mai e când să încarci după aia, că joci tot timpul. Ok. Ca să-ți iei un meci de fotbal, nu contează împotriva cui. O zi înainte trebuie să pregătești meciul, că trebuie să-l pregătești. Nu poți să încarci, să faci forță, spre exemplu, să faci cu genuflexiuni, cu gantera și a doua zi să ai meci, pentru că se rupă ligamentele. Corect. După care, în ziua meciului, joci, deci tot nu poți să faci pregătire cum îți dorești să faci pregătire fizică, iar după meci, la fel, trebuie să faci refacere. Deci îți deranjează procesul de pregătire un meci de fotbal. Eu mă mir când văd că se iau multe meciuri în perioada de iarnă. În vară, când e perioada mai lungă, acolo e altceva, e cu totul și cu totul altceva. Dar eu m-am bucurat mereu când am avut antrenori care nu-mi cereau multe meciuri. Pentru că jucătorul vrea să joace, normal. Hai, ce să vrea joace? Dar niciodată n-am obținut în meciurile amicale ce ne-am dorit. Nu vorbesc de rezultate neapărat. Nervi. Jucătorul e plecat de mult de acasă, are chef să... Poate că stă pe FaceTime și se ceartă cu consoarta, nu știu. Nu e ok. Sunt probleme destule, știi? Așa. Se ia la... joci cu rușii, băia joacă cu primă meciuri amicale. Așa este, joacă pe primă. Aia vor să câștige, te iei la bătaie... De câte ori n-au fost situații de bătăi... de mine câte bătăi au fost. Zdravene. Da. Și discuții chiar... despre arbitraj, discuții, că mai sunt și alte probleme. Și alte probleme, da, arbitri. Da, da. Bine, măcar pe noi ne-a ferit Dumnezeu că n-am avut probleme de genul ăsta. N-ați fost în aia. N-am fost pe... Da, asta mai lipsea. Că dai seama cum e expunerea noastră, era paradeal, gata. E clar că noi am căutat și nu vrem așa ceva. De aia nu înțeleg de ce. Bine, clar că e interes. Cum să bagi la pariuri un meci amical? Care se poate întâmpla orice. Da, asta e o problemă, bineînțeles, că trebuie băgat. De-aia bagi la pariuri meciurile amicale, adică, da, cum adică? Da. Am aflat și eu după aia că de-aia bagi, da. O să fie o discuție și o să trebuia să găsim un moment în care să vorbim despre pariuri și despre flagelul ăsta și despre cum afectează fotbalul. Da, la noi în echipă chiar nu avem probleme. Clar că sunt și jucători care au fost prinși jucători care au jucat și antrenori. Și antrenorii sunt... În continuare unii, nu-i problemă. Aia nu-i problemă. Au și oameni niște pasiuni. Ei, au, ce să fac? Alții au. Când sunt bambă jos, vorba. Ei, vezi. La noi chiar nu avem probleme, pentru că n-aș avea cum să nu-i miros. Că pariorii vorbe... Știi că pariorii... Aveți prieteni pariori. N-aveți cum să n-aveți prieteni pariori. Toată lumea pariază. Pariorii alt subiect de conversație nu au. Încep să se... Dacă se întâlnesc... Deci eu dacă stau și-s doi pariori la masă, mă ridic și plec. Pentru că numai asta vorbesc. Bă, m-a închis ăla, incredibil. Bă, tu ai pomenit așa ceva. Bă, un corner mai trebuia. Bă, plecați, bă, de aici. Dar plecați amândoi și vorbiți voi. Nu mă interesează pariurile, frate, deloc. Nu mă interesează.